Cine nu are buletin cu chip nu călătorește în Uniunea Europeană. Încă din anul 2021, Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că vor fi reintroduse buletinele cu chip. Cu toate acestea, nu puține sunt persoanele care nu privesc această măsură cu ochii buni. Conform știrile canalde.ro, în consecință, pentru ca lucrurile să fie clare, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a venit cu noi informații. Regulamentul acceptă folosirea alternativă a pașaportului în scopul călătoriei în spațiul Uniunii Europene pentru persoanele care doresc eliberarea unei cărți de identitate simple, adică se creează premisele ca documentul vizat de actul normativ european să fie eliberat numai cetățenilor români interesați de această opțiune. Astfel, în ceea ce privește însemnele naționale, s-a stabilit introducerea stemei naționale și a steagului României, atât pe cartea electronică de identitate, cât și pe cartea de identitate simplă. A fost mesajul transmis de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. Mai mult decât atât, cuvântul sex va fi înlocuit cu cuvântul gen pentru a nu discrimina reprezentanții LGBT. De asemenea, conform romaniatv.net, persoanele care vor să intre în posesia buletinelor cu chip le pot solicita până pe data de 2 august 2031, iar steagul României va fi din nou pe noile buletine. De asemenea, dimensiunea actelor de identitate va fi considerabil mai mică, întrucât acestea vor fi la fel de mari precum un card bancar, relatează știrile canalde.ro.